În ceea ce mă privește pe mine, eu îmi iau un angajament personal de a susține menținerea echilibrului și stabilității politice în țară, care este vital pentru buna funcționare a instituțiilor, pentru reformarea lor, dar și pentru o sănătoasă dezvoltare a mediului de afaceri. Eu văd în sală multe persoane cunoscute, cu mulți dintre care am lucrat când am activat în mediul de afaceri. Sunt sigur că sunt și persoane tinere care încă au un viitor să inițieze afaceri în Republica Moldova. Eu știu, cunosc potențialul clasei de afaceri din Republica Moldova. Știu că putem face mult împreună. Anume acest lucru mă face să afirm cu încredere că viitorul acestei țări, viitorul economic, social, politic, este în mâinile oamenilor din Republica Moldova, în mâinile noastre. Vă mulțumesc mult!